Tenis de câmp și mini-fotbal băieții, dans și muzică fetele. Tinerii liberali din Kosova au participat ieri la o serie de acțiuni, toate reunite sub același slogan, viitorul suntem noi. Au fost așadar desfășurate mai multe competiții sportive, iar pe scena amenajată în incinta târgului comunei au urcat copii și tinere domnișoare cu talent artistic, dansând sau interpretând melodii din diferite genuri muzicale. La spectacol au luat parte și președintele Consiliului Județean Giurgiu Dumitru Beianu, dar și senatorul liberal Vasile Mustățea. Evenimentul a fost organizat sub atenta coordonare a liderului liberalilor din Kosova și primar al comunei menționate, Gabriel Alexandru. Este un proiect al echipei noastre de tineret. Cred că e una dintre cele mai puternice echipe. Și au venit cu un proiect și cum scrie acolo că viitorul suntem noi, într-adevăr. Eu i-am susținut și cred că a fost o acțiune frumoasă.